Odată cu venirea primăverii, a început și acțiunea de toaletare a arborilor de pe domeniul public din municipiul Rădăuți. Înarmați cu clești, ferestraie, scări și utilaje de transport, angajații societății servicii comunale au demarat acțiunea de curățare a arborilor de pe străzile și din parcurile orașului Rădăuți. Astăzi au fost toaletați copacii din parcul de la lac Alexandru Sahia, urmând ca și în următoarele zile să aibă loc activități de salubrizare întreprinse de primăria Rădăuți, prin serviciul de salubrizare și societatea servicii comunale. Mâine se va continua acțiunea de salubrizare și curățare a coronamentului copacilor pe calea Bucovinei și strada Putnei, urmând ca în următoarea perioadă, dacă vremea o va permite, această acțiune să se extindă în tot orașul. Deși la prima impresie par ușor chinuiți, toaletarea arborilor are ca scop înfrumusețarea peisajului, creșterea controlată, înlăturarea părților uscate ce pot prezenta pericole, cât și protecția liniilor aeriene de comunicație și curent.